În perioada postului mare, reprezentanții sectorului social din cadrul Episcopiei Giurgiului întreprind mai multe acțiuni social-filantropice menite să aducă alinarea și bucuria în sufletele bolnavilor din spitale, bătrânilor din centrele social-medicale, copiilor instituționalizați, ori persoanelor private de libertate. Recenta vizită, efectuată la Căminul de Bătrâni din localitatea Singureni, se înscrie în acest context vizat de reprezentanții sectorului social a Eparhiei Giurgiuvene. Astăzi ne-am aflat în mijlocul bătrânilor din Căminul de Bătrâni de la Singureni și ei ne-au primit cu multă bucurie. Am început cu taina Sfântului Maslu, apoi am cercetat fiecare salon. Din partea preasfințitului părintele nostru Ambrozie, episcopul Giurgiului, a fost dăruită câte o icoană cu Sfânta Treime pentru fiecare salon, pentru ca bătrânii din acest cămin să aibă un colț de rugăciune. Beneficiarii acțiunii social-filantropice au fost cei aproximativ 45 de bătrâni din cămin, dar și 11 copii infectați cu virusul HIV, care se află în vecinătatea căminului Singureni. Cu toții au primit din partea reprezentanților episcopiei daruri constând în alimente, dar și hrană duhovnicească, reprezentată prin icoane și reviste pentru fiecare salon din cămin. Ne-am bucurat foarte, foarte mult de vizitarea părinților noștri, care întotdeauna ne îndrumă la bine și să ne rugăm la cel sfânt de sus să ne ajute să ne dea sănătate. Suntem onorați de preasfințitul episcop că totdeauna are grijă de noi și așteptăm în continuare cu mare drag. Această hrană spirituală și sufletească pe bătrânii noștri ajută foarte mult. Reprezentanții sectorului social a Episcopiei Giurgiuvene au în vedere continuarea programului derulat cu vizita a 3 case de tip familial din municipiul Giurgiu, a Centrului de Persoane Vârstnice din Mironești, apoi a Centrului Social Medical din Mogoșești și a Școlii Speciale din Giurgiu.